Încep eu. Ok. Începem? Sau domnul Costel? Nu, prezentați dumneavoastră întâi local și pe urmă. Bună ziua, bine ați venit. Mă cheamă Cătălin Nemțeanu și sunt unul din organizatorii acestui eveniment sportiv din Piatra Neamț. Ne-am gândit foarte mult să aducem acest eveniment important la Piatra Neamț pentru că orașul este, cum am mai spus de altfel de mai multe ori, leagănul voleiului românesc. Din Piatra Neamț au plecat întotdeauna echipe și de fete și de băieți. Au ieșit campioane în fiecare generație aproape. Au ieșit jucătoare și jucători de la junior pentru echipa națională și pentru Liga 1. Și de aceea am dorit să aducem într-un oraș cu public, hai să spunem, educat, un astfel de eveniment pe care îl numesc eu premium, cu cele mai bune 8 echipe din România, 4 echipe de la fete și 4 echipe de la băieți. Un lucru foarte, foarte important pe care vreau să-l spun este că am primit sprijin de la instituțiile de stat fără să stau pe la ușile domniilor lor și să spun că știți, am un eveniment și aș dori să mă sprijiniți într-un fel sau altul. Sprijinul a venit atât de la domnul primar, să încep cu doamna, de fapt să fiu politicos, de la doamna... Asta este și ierarhia. Arcan. Da, da. De la doamna Emilia Arcan, cât și de la domnul primar, imediat... Da. În calitatea noastră de președinte. Instituțiilor. Sigur că da, sigur că da. Doamna Emilia Arcan, după cum știți, este președinta Consiliului Județean, iar domnul Chitic este primarul orașului. Mă bucur foarte mult să-i am lângă mine și pe domnii de la Federație, cu care lucrăm continuu și intens, în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită, să avem spectatori la acest eveniment și să putem să ne bucurăm de prezența echipelor și sportivilor de foarte bună calitate de la noi. O avem printre noi și pe Adina Salaoru, care este capitanul echipei naționale feminine. Din păcate, celelalte echipe nu sunt încă aici. A venit CSM București. Aș fi vrut să o invit și pe capitanul echipei de la CSM București, care echipă a câștigat Challenge Cup, dacă vă este cunoscut. Este prima echipă din istoria României care a jucat o astfel de finală. Dar să ne întoarcem la evenimentul nostru, este foarte important să avem spectatori, pentru că și din partea Consiliului Județean și din partea primăriei sunt foarte intense pregătiri ca spectatorii să aibă o experiență foarte frumoasă. Dau cuvântul doamnei, președintea Consiliului Județean. Vă mulțumesc foarte mult. Am răspuns cu drag invitației. Până la urmă este evenimentul dumneavoastră și noi suntem aici în calitate de invitați, ca reprezentanți ai instituțiilor pe care le conducem. Eu, în calitatea pe care o am de președinta Consiliului Județean, am fost inițiatoarea unui proiect de hotărâre în cadrul Consiliului Județean, prin care am putut să alocăm o mică parte din suma solicitată, pentru că nu așa, sunt și alte cheltuieli, dar am fost deschiși la propunerea făcută de domnul Cătălin Nemțeanu. Am aprobat într-adevăr în acel proiect de hotărâre suma de 40.000 de lei, o sumă care zic eu că e destul de considerabilă și vă poate satisface nevoile dumneavoastră a organizatorilor. Mă bucur foarte mult că acest eveniment se realizează la Piatra Neamț. Este un eveniment la nivel național. Ne bucurăm că suntem gazda acestui eveniment și că locuitorii din județul Neamț au posibilitatea să participe alături de cei care fac spectacolul, să participe în mod gratuit, să poată să fie intrare liberă și cu ajutorul nostru, a puținului cât l-am acordat, zic eu că o să fie un spectacol de excepție.
Noi, Consiliul Județean, sprijinim ONG-urile, sprijinim pe legea 350 proiecte, fie pe partea sportivă, fie pe cultură, sănătate, învățământ, pe partea socială, așa că suntem deschiși la toate provocările, în limita posibilităților, zicem noi că susținem toate domeniile de activitate, de activități de acest fel. Vă doresc mult succes, să aveți un spectacol de excepție și așteptăm cu drag pe toți locuitorii care iubesc acest sport minunat, volei masculin și feminin. Și sunt convinsă că veți avea un public numeros și noi vom fi alături de dumneavoastră în acele zile. Să veniți. Mulțumesc foarte mult. Și noi mulțumim. Domnul primar Chitic, dacă are câteva cuvinte să ne spună. Primul rând vă spun bună ziua tuturor și vreau să salut prezența în municipiul Piatra Neamț a delegațiilor venite cu ocazia acestei competiții importante. Totodată, după lucrurile care s-au întâmplat în ultimele săptămâni, aș putea face o afirmație și anume că se pare că această investiție în sala polivalentă din Piatra Neamț s-a dovedit una din cele mai inspirate investiții din ultimii ani. Iată cum o sală polivalentă, conform standardelor actuale, poate să ducă la dezvoltarea unui oraș, poate să ducă la creșterea atractivității, la promovarea unui municipiu. Știți foarte bine că de fiecare dată am afirmat faptul că susținem astfel de evenimente și eu vreau să le mulțumesc colegilor din Consiliul Local pentru faptul că au aprobat propunerea pe care am făcut-o de susținere financiară a acestui eveniment. Totodată, sala este pregătită să primească oaspeții și este pregătită să-și primească și spectatorii la aceste meciuri. Nu o să intrăm în alte detalii, dar o să spun doar faptul că ne-am implicat în promovarea acestui eveniment și vreau să vă mulțumesc și vouă presei pentru că ați contribuit decisiv la această promovare. Totodată, pentru spectatorii care vor veni la meci, important este și faptul că vor fi două linii de microbuz care vor deservi în această perioadă sala polivalentă, un traseu care va pleca din Ciritei și va ajunge în cartierul Precista cu această buclă pe la sala polivalentă și un traseu care va pleca de pe strada Fermelor și ajunge în zona General Nicolae Dăscălescu, făcând buclă pe la sala polivalentă, Dărmănești, Centru și Mărăței. Deci, din acest punct de vedere, sunt toate condițiile necesare pentru a avea o prezență cât mai bună la cele 8 meciuri care vor avea loc pe parcursul celor 3 zile de competiție. E un regal voleibalistic, este un eveniment important pentru municipiul Piatra Neamț și sunt convins că și pentru locuitorii din jurul orașului, de ce nu din întreg județul Neamț, și lansez încă o dată un apel de a fi prezenți la aceste meciuri, pentru că e o ocazie cu care nu te întâlnești în fiecare zi, de a vedea meciuri dintr-un turneu final de Cupa României. Vom fi alături de organizatori, vom fi prezenți în permanență în perioada competiției și vom sprijini cu tot ceea ce este necesar. Aș spune doar faptul că sala polivalentă, iată, prezintă un interes din ce în ce mai crescut și probabil că fiecare eveniment ajută la promovarea acestui obiectiv. După cum bine știți, ieri am avut o vizită surpriză din partea președintelui Federației Române de Tenis, domnul George Cosac. Săptămânile trecute a fost o delegație dintr-un alt sport important din
zona karate și reamintesc și faptul că în luna iunie se va desfășura un meci internațional de handbal, România-Bielarus, handbal feminin și așa cum spuneau dumnealor în discuția pe care am avut-o acum, în toamnă, din nou volei la nivel înalt. Aceste evenimente fac bine orașului, este bine că avem această sală și este bine că sala corespunde din punct de vedere al cerințelor internaționale. Eu urez succes participanților. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Aș vrea să mai menționez că alături de noi se află nu numai domnii de la Federație, domnul Ispas, doamna Bulgariu, care este instructor al Confederației Europene de Volei, ci și alți sponsori, și anume doamna doctor inginer Gheorghiu Oana, care ne-a sprijinit cu ornamentele de flori de la Ocolul Silvic, de la Rom Silva, și doamna Iliescu de la Dynamic 92, care au sprijinit intens și sprijină intens, de exemplu, tombola și sponsorizare pentru acest eveniment foarte frumos. Aș vrea să întreb dacă au câteva cuvinte să spună. Doamne, vă rog. Trebuie microfoanele. Microfoanele, da. Avem o problemă cu microfoanele. Se aude? Chiar dacă stau pe mijloc? Da, le punem încet, încet, le transferăm de la stânga la dreapta și apoi invers. Nu avem ce să facem, asta e. Mulțumesc mult pentru înțelegere. Ne bucurăm foarte mult să sprijinim această activitate frumoasă. După cum știți, Direcția Silvică Neamț, prin Ocolul Silvic Gârcina, are o activitate nouă și aceea de a produce plante ornamentale și flori, activitate creată dintr-o pasiune. Astfel, astăzi e o provocare și pentru noi, aceea de a orna sala polivalentă și de a fi alături de dumneavoastră la acest eveniment. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Doamna Iliescu? Sigur. După cum știți, Dynamic 92, cum ne-am mai întâlnit și pe alte evenimente, susține sportul local, dar și național. Suntem mândri că putem aduce și noi un mic ajutor în organizarea acestui eveniment de calibru național, atât financiar, zicem noi, cât și pe partea de, cum spunea și domnul Nemțeanu, tombolele care vor fi inedite în acest spectacol și sperăm că cei care vor da curs invitației organizatorilor, dar și sponsorilor să ne fie alături, vor avea, se vor bucura atât de un spectacol sportiv, dar și de atracțiile din afara sălii, din afara jocului. Dynamic 92 se bucură că a reușit și în acest demers să susțină și sperăm din tot sufletul să fie de bun augur și toți cei care vor fi acolo să plece cu o impresie bună din toate punctele de vedere. Îi mulțumim domnului Nemțeanu pentru acest efort și pentru deschiderea de a organiza evenimentul la Piatra Neamț. Este atât pentru autorități cât și pentru noi, cei care trăim zi de zi aici. Este un lucru extraordinar. Vă mulțumim tuturor, inclusiv autorităților pentru deschidere și sperăm să continuăm și pe alte sporturi în zona națională, cum spunea și domnul primar. Și Dynamic 92 să fie tot timpul la înălțimea așteptărilor organizatorilor. După cum știți, Dynamic 92 de câțiva ani este lider național în distribuția și importul de anvelope și consumabile auto și un important jucător în distribuția de materiale pentru construcții și amenajări. Vă mulțumim frumos și vă așteptăm cu drag. Mulțumim foarte mult. Dacă domnul Cost
Teli Spas, Constantin Spas ne poate spune două vorbe? Poate ne ajută cineva cu toate da. Microfoanele? Se aude cu lor. Da. Să se vadă în buget. Da. Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Mulțumim, doamnă președinte, mulțumim, domnul primar, pentru sprijinul acordat. Mulțumim tuturor partenerilor care, fără dânsii, știți cu siguranță că nu se poate realiza nimic, mai ales pe plan local, unde noi, na, fiind din București, e mai complicat să ținem legătura. Domnul Nemțeanu, de asemenea, care ne ajută. Federația Română de Volei își dorește ca în următoarele zile să avem meciuri cât mai spectaculoase și, în primul rând, publicul numeros la sală. Vă mulțumesc și vă urez succes echipelor, în primul rând, că dânsii sunt artizanii acestor zile și dacă ai ceva să spui, vă îți transferă. Da, mulțumesc. Chiar, ar fi. Poftiți? Adina, păi da, tocmai de asta. Da, Adina, să tocmai vreau să... Da. Pentru că dânsii sunt artizani. Noi până acum am făcut ce am făcut. De acum încolo... Doamna ne-a ajutat. De acum încolo... Ele sunt, bună ziua. Sunt importante. În calitate de participant, aș dori să le mulțumesc organizatorilor pentru că au transformat Cupa României într-un spectacol sportiv deosebit și vreau să le transmit tuturor iubitorilor de volei să vină la sală, să susțină echipa favorită și să se bucure de această sărbătoare a voleiului românesc în zilele care urmează. Mulțumim. Să fac parte din această bucurie, alături de echipa în care mă aflu. Bineînțeles, toată lumea își dorește asta. Aș vrea să mai spun că pentru acest turneu am organizat o cupă cu o firmă pe care am găsit-o în România, o cupă specială care nu a mai fost făcută, este absolut unică în țară. Niște medalii care sunt adaptate foarte bine la această cupă și din acest punct de vedere este o noutate pentru Cupa României, pentru finala Cupei României. Vom avea un spectacol foarte frumos la care domnul prezentator Cosmin Cernat, dacă vă este cunoscut de la TVR, va prezenta și ceremonia de deschidere și ceremonia de mânare a premiilor. Apoi vom avea un mic concert de aproximativ 45 de minute sau 60 de minute cu o cunoscută cântăreață din România. Vă rog. Sunt prea departe microfonele. Trebuie să vorbesc mai tare. Ok. N-am auzit. Ok. Nu e nicio problemă. Trebuie să mai spun încă o dată. S-aude bine. Ok. Un lucru foarte important. În plus față de Cupa României și de medalii, împreună cu domnii de la Camera de Comerț și Industrie, s-au organizat în sală niște chioșcuri pentru toți spectatorii, în așa fel încât toată lumea poate să își cumpere ceva de mâncare, ceva de băut la un preț onorabil. Și asta este, cred eu, foarte important pentru toți spectatorii, pentru că în fiecare zi vor fi câte două meciuri. După cum știți foarte bine programul, vineri de la 16:45, sâmbătă de la prânz și foarte important finalele de la, duminică de la ora 12, vă invităm chiar de la ora 11 la sală. Astea cred că erau cele mai importante lucruri. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare.